Gorjul a avut parte în această iarnă de temperaturi și de minus 23 de grade Celsius, iar veștile proaste nu se opresc aici. Meteorologii au prognozat încă o săptămână cu valori similare. În aceste condiții, oamenii au fost nevoiți să dea mai tare la centralele termice, iar cei care locuiesc la țară să bage mai multe lemne în sobă. Gorjenii spun că gerul i-a ars la buzunare și asta în condițiile în care facturile pe luna ianuarie trebuie achitate în această lună. Foarte greu. Lemne n-avem. Subvenția n-a tăiat-o ăsta. Și ce faceți? Cu ce vă încălziți? Ce să facem? Mai te un rând de frig, haine multe pe noi. Mai vine așa, o pătră în plus? Păi, dar ce facem dacă altă torce ne-i? Cât credeți că va veni factura acum? Să știți că nici nu m-am uitat la cea de luna trecută. Nu, n-aș putea să... Oricum, o sumă destul de mare. Nu prea mare, că... Avem gaze pentru bucătărie și baie și în rest încălzim cu lemne și cărbune. Mai faceți o economie? Da, facem. Plătiți mai mult la gaze în perioada deodată asta? Deodată nu, să vedem când ne-o venia cu factura. Vă așteptați să vină o factură mare? Depinde acum. Depinde cât se consumă. Cum se consumă, cu asta e timpul. Ce să facem? Ați consumat multe lemne până acum? Da, am consumat 2,5 camionete de 3 tone. Faceți economie? Vă acoperiți? Mai puneți o pătură pe dumneavoastră? Păi da, bineînțeles, faci foc cu sara. Nu faci foc cu toată ziua, că mor de frig. Dacă faci făcut toată ziua, nu se gândește nimeni la noi. Pe lângă facturile la gaze naturale, gorjenii trebuie să scoată din buzunare și pentru cele la electricitate.